Aș dori totuși să rămânem cu o amintire plăcută despre acest sistem. Prin urmare, aș dori să terminăm oferind metoda lui Gauss de rezolvare acestui sistem. Primul pas propus de metodă este să eliminăm necunoscuta x din toate ecuațiile folosind-o pe prima. Aceasta înseamnă că vom scădea prima ecuație și din a doua, și din a treia, și din a patra ecuație pentru a-l elimina pe x. Prima ecuație x plus y plus z plus t 1 rămâne neschimbată. A doua devine x minus x se reduce minus 2y, z se reduce, t se reduce. Aceasta este o surpriză plăcută, într-adevăr. Și atunci rămânem cu minus 2y este minus 1. Același lucru se întâmplă dacă scădem din ecuația 3, ecuația 1. Rămânem cu minus 2z minus 1. Și de asemenea, dacă scădem din ecuația 4, ecuația 1, obținem minus 2t minus 1. Așadar, y este 1 pe 2, z este 1 pe 2 și t-ul de asemenea este 1 pe 2. Dacă le știm pe y, z, t, nu mai avem altceva de făcut decât să le înlocuim în prima ecuație, de unde vom obține că x este minus 1 pe 2. Așadar, soluția sistemului este formată din minus 1 pe 2, 1 pe 2, 1 pe 2 și 1 pe 2. Cine spune că dacă ai gută nu poți rezolva sisteme cu o viteză fulgerătoare. Așadar, rezolvarea unui sistem de ecuații liniare este o problemă destul de simplă. După cum vedeți, am rezolvat o astfel de problemă prin numeroase metode. Am oferit atât o metodă matricială, nu foarte plăcută, cât și o metodă elementară pentru care aveam nevoie doar de cunoștințe de clasa 7 sau 8, dar de asemenea am oferit și o metodă nouă și anume metoda Gauss de rezolvare a sistemelor. E adevărat, nu am avut când să o savurăm, deoarece aplicarea primului pas deja ne-a oferit soluția sistemului. Ave Gauss.